În scurt timp, în orașul Nehoiu va fi construită o bază polisportivă, mulțumită fondurilor europene care vor susține financiar demersul administrației locale. Noua bază sportivă va avea o capacitate de 1500 de locuri, toate pe scaune, va beneficia de nocturnă, de pistă de atletism și o suprafață de joc sintetică ce va găzdui meciurile echipei Carpați din localitate. Finala Cupei României la fotbal, ediția 2015-2016, faza județeană, va fi organizată pe noua arenă din Nehoiu. Este un proiect european prin Compania Națională de Investiții. Primăria Nehoiu a avut de ales între Casa de Cultură și baza sportivă. Au ales baza sportivă. În luna mai este termenul în care ei au spus că va fi gata baza sportivă. Este cu pistă de atletism, cu toate condițiile, baza de cantonament, cu sală de forță. Costurile totale ale investiției începute de câteva zile este de peste 1 milion de euro, 90% din sumă fiind acoperită din fonduri europene. Termenul de finalizare a lucrărilor este în luna aprilie a anului următor, iar principalul beneficiar va fi echipa Carpați Nehoiu. Având în vedere investiția care se va face în infrastructură, oficialii formației din localitate și-au propus pentru stagiunea următoare a Ligii a 4-a accederea în al treilea eșalon al fotbalului românesc. Sub denumirea de Carpați, echipa de fotbal din Nehoiu a evoluat vreme îndelungată în divizia C.